Au fost foarte greu de urnit autoritățile să înceapă acest dialog. Au fost tot soiul de declarații legate de faptul că sunt manipulați politici oamenii ăștia. Situația e destul de similară cu profesorii, dacă vă amintesc, protestul lor. Adică s-a început foarte greu aducerea la masă a protestatarilor, discuția cu ei. Mai întâi s-a încercat o destabilizare, s-a încercat să se spună că nu sunt acolo din proprie inițiativă, fiindcă au probleme reale, ci fiindcă niște politicieni își fac jocul prin mâna lor. A fost, din punctul meu de vedere, o greșeală fantastică, pentru că, în primul și în primul rând, a adăugat o jicnire în plus. Sigur că oamenii nu sunt plecați de acasă, nu sunt plecați din fermele lor cu mașinile spre București, neavând probleme și că nu ar fi avut ce să facă. Sunt mii de ferme care pot lua acum măsuri de faliment, adică sunt în zona de executare. S-au făcut dovezile acestor documente, au fost trimise și către noi, către parlamentari. Și nu azi, când au ajuns la protest de o săptămână, ci anul trecut, acum 2 ani în urmă, și-au aruncat laptele pe stradă. Vă amintiți, fermierii au găsit tot felul de măsuri de protest cât mai vizibile până în săptămâna aceasta, pentru ca revendicările să le fi fost ascultate, dar mai ales asta însemna ca măsuri în buget, măsuri prin diferite ordonanțe, să reflecte solicitările lor. Cât timp au văzut că prioritățile guvernului Ciolacu sunt pentru măririle de taxe și impozite, pentru a înlătura niște facilități din agricultură, muncitorii ce lucrează în acest domeniu, accize pe motorină de la început de an, în general taxe mai mari pe tip de afacere, RCA-ul exploziv, pentru că ASF-ul a fost nesupravegheat în tot acest timp, ani de zile de falimente cu conduceri politice, cu oameni extrem de incompetenți care au luat 16 salarii, încă iau, de la această instituție, adică din banii publici, cu mii de euro, 10.000, 12.000, 16.000 de euro pe lună. Ei, cum să nu te revolți? Nu trebuie să fii fermier, nu trebuie să fii transportator, dar într-un final au ajuns acolo. Și adaug un lucru. În sfârșit, când au venit, în loc să fie tratați deci cu respect, ies atât miniștrii pe linie, cât și premierul și spun că sunt tot felul de probleme inventate. Că, de exemplu, acciza a apărut pentru că scrie în PNRR. Este o minciună sfruntată pe care țin în mod neapărat să o dezmint. Marcel Ciolacu aseară a spus acest lucru. Nu este posibil să spui, după ce ai pus cu guvernul PSD-PNL o astfel de acciză și să o explici, nu este o primă situație de a adăuga o acciză, dar să spui sfruntat o minciună în direct, nu mai tolerăm. Nu se poate să pună... Adică nu era... Asta e important, nu este, să lămurim. Nu era... Nu este trecut adică o astfel de acciză asta în PNRR și că ar fi fost obligat guvernul să pună de la începutul anului o acciză pe motorină pentru că ar avea o astfel de obligație în PNRR. Deci sunt câteva lucruri pe care le folosesc, cum spuneam, mai mult minciuni decât fapte, când ar putea foarte bine să rămână la masa asta a discuțiilor cu fermierii, cu transportatorii, să le promită că nu vor mai politiza instituțiile astea, mai puțin, că nu să lămurim chestiunea.